Societatea Reos Production SRL, specializată în producerea de piese electronice, transformatoare, cabluri și lămpi stradale cu LED, funcționează în Giurgiu din 2008. A debutat cu 20 de angajați într-un mic garaj în spatele pieței centrale, însă de-a lungul anilor firma s-a dezvoltat, s-a reinventat, iar acum a ajuns să numere peste 150 de angajați, toți giurgiuveni, în majoritatea tineri. Societatea giurgiuveană Reos Production SRL a înțeles că viitorul este al energiei regenerabile, energia ce trebuie să fie ieftină și nepoluantă. Astfel au ajuns să implementeze, cu ajutorul unui grant norvegian, proiectul Green Light Drive, Green Industry. La mai bine de 2 ani de la implementare, acesta s-a finalizat. În cadrul evenimentului de astăzi, la care au participat numeroși invitați, au fost prezentate noile linii și hale de producție, precum și prima stație de încărcare a autoturismelor electrice din Giurgiu. Prezentarea proiectului Green Light Drive, Green Industry a avut loc în cadrul unei conferințe de presă în care cei implicați le-au vorbit invitațiilor despre beneficiile implementării acestui proiect la Giurgiu. Astăzi am încheiat oficial proiectul Green Light Drive, proiect care s-a dezvoltat și implementat în SCRO Production și finalizat cu mândrie, bucurie și evident devenind o societate verde, producând energie și produse verzi, astfel scopul proiectului fiind atins. Mentioned that it was 2 years ago that the project started, in fact, but generally speaking, we started here 4 years ago when we were working on a general master plan for the entire Giurgiu-Ruse Euro region. And from this time, I know Giurgiu and I know about the very strong efforts to push up the economy here. And 1 year later in câteva aspecte financiare ale proiectului, contractul de finanțare a fost semnat în luna mai a anului 2014. Proiectul a avut o perioadă de implementare de 22 de luni, urmând a fi finalizat la sfârșitul acestui an. Ca și structura a costurilor, vedem că cea mai mare parte a fondurilor au fost alocate investițiilor, iar o parte semnificativă a activității de cercetare-dezvoltare. Și în continuare vom urmări exact în ce au constat aceste investiții. Punctele forte ale proiectului sunt creșterea eficienței energetice a unității de producție a firmei prin reducerea pierderilor energetice, dezvoltarea unei unități de producție prin asimilarea în fabricație a lămpilor de iluminat cu LED, tehnologie de ultimă generație destinate pentru consumatorii industriali, precum și dezvoltarea economică durabilă a firmei Reos Production, cu un impact favorabil asupra mediului înconjurător care tinde spre zero poluare.